Vă salut, stimați prieteni, astăzi pe masa de lucru avem acest modul de la Hypex Amp, atât sursa cât și modulele de amplificare, doar că producătorul în întregime al modulului este Electrovoice EX118P, modelul pentru sub, fiindcă ceva asemănător este și pentru topuri. A venit la noi cu o problemă, fiind defect. Deci este alcătuit din două module de amplificare de la Hypex, conectate în bridge și o sursă de alimentare ce alimentează etajele finale la plus minus 46 V și o alimentare din sursă aparte pentru etajul de prelucrare a semnalului de intrare, crossover și așa mai departe. Modulul a mai fost și în alte centre de reparație, s-a mai făcut reparații. Deci noi la moment am adus la funcționare etajele finale și am decis eu să-i fac un test pe frecvență joasă la 70 de Hz. Așa. Aici am cleștele amperimetric. O să încercăm să ridicăm curentul maxim, așa, osciloscopul, generatorul și să încercăm să-i facem această testare. Așa, deci 70 de Hz, o să mergem până când decuplează protecția de semnal sinus. Deci avem clip, 39 de volți, dacă mergem mai sus, intră în protecție și deconectează sarcina. Deci mai mergem încă o dată. Așa, 39 de volți măsurați, 70 de Hz, să vedem dacă funcționează LED-ul de limitare. Așa, LED-ul de limitare, observăm că este, da? Așa. Deci la semnal sinus, mai mult de 3 secunde, modulul intră în protecție, ceea ce este de fapt foarte bine. Așa, LED-ul de limiter nu reușește să se aprindă, în fine. Haideți să vedem și curentul maxim. Deci aproximativ la 7 amperi. Așa. Puțin ajunge spre 8 amperi, mai mergem încă o dată. Intră în protecție. În fine. Deci modulul s-a reparat și avem următoarele rezultate. Deci am calculat 9,75 amperi și o putere de 380 W la 4 ohmi, cu toate că difuzorul din acest subwoofer este la 6 ohmi. Deci puterea ar fi aproximativ 300 și un pic, sub 400 de W. O putere reală, semnal sinus de 70 de Hz. Cu cât vom crește frecvența, cu atât și puterea va scădea, fiind destinat doar pentru frecvențe joase. De ce? Puterea reală a acestui modul ELX111P este sub 400 de W. Sănătate și numai bine tuturor!